Suferință fără margini pentru un copilaș. Vă implor, ajutați-mă să-mi salvez tăticul. Sunt rândurile scrise cu durere pe o foaie de hârtie de o fetiță care abia învăța să scrie. Conform mesajul.ro, Sergiu e universul Polinei, singurul om din această lume pe care se poate baza după ce mama a părăsit-o când avea doar câțiva anișori. Sergiu se luptă însă cu o boală cruntă, suferă de leucemie acută limfoblastică. Este imobilizat la pat din cauza durerilor insuportabile, iar singurul ajutor pe care tatăl și fica îl primesc este de la bunica paternă. Bătrâna s-a mutat cu ei de când bărbatul nu se mai poate descurca singur. Singura șansă pe care o are în acest moment este un tratament agresiv cu citostatice. O clinică din Turcia a acceptat să se ocupe de caz, semn că sunt șanse reale de recuperare pentru tatăl Polinei. Prețul pe care familia trebuie să-l plătească este însă enorm, 60.000 de euro. Nu am cum să fac rost de suma asta nici în 7 vieți. Viața e scumpă și grea. Am lucrat ani de zile în construcții, atât în țară cât și în străinătate. Am avut un contract în Franța chiar înainte să aflu diagnosticul care mi-a curmat orice speranță. Acum trăim din pensia mea de boală și din pensia mamei mele. Abia ne ajung banii de mâncare și facturi, a povestit Sergiu printre lacrimi. Coșmarul familiei Sandu a început în urmă cu aproximativ 3 ani. Sergiu era la lucru pe șantier în Franța când a început să aibă frecvent amețeli puternice, dureri de cap, de încheieturi și de spate. La început a pus totul pe seama oboselii. Nu își amintește să fie avut vreodată concediu. Vestea a căzut ca un fulger și asupra familiei sale. Soția sa nu a putut accepta diagnosticul și după doar câteva luni petrecute prin spitale alături de Sergiu, a decis să se întoarcă în localitatea natală din Rusia și să-și lase soțul și copilul de numai câțiva anișori, să se descurce singuri cu boala și cheltuielile. Între timp, Sergiu a fost supus de urgență unui tratament cu citostatice. Timp de o lună de zile a rămas internat. Corpul său fiind extrem de slăbit, nu a suportat tratamentul agresiv, au apărut complicații. Timp de un an de zile după finalizarea tratamentului, problemele au încetat pentru Sergiu. S-a putut bucura de zile senine alături de fetița sa. Ba chiar a început și să lucreze până când boala a lovit din nou. Mă simt neputincios, mă simt și vinovat față de fetița mea cu care nu pot să mă mai joc. Nu mai am putere fizică și nici mentală. Uneori devin irascibil și mă enervez repede. Ea e doar un copil care vrea să se joace, iar eu nu mai pot. Mă dor tare picioarele, încheieturile. Nu mă pot deplasa singur nici până la baie. În fiecare zi îmi fac o injecție pentru durere, altfel nu pot rezista, mărturisește bărbatul. La numai 33 de ani, Sergiu Sandu își dorește să trăiască pentru a putea să își crească fetița. Din păcate, pentru a putea beneficia de tratament, este nevoie de foarte mulți bani, 60.000 de euro. Pentru cei ce doresc să îl ajute pe Sergiu Sandu să treacă de această boală, o pot face donând în conturile afișate pe ecran, relatează mesajul.ro.